Cred că planul lui Nea Mircea și datorită faptului că a reușit Nea Mircea să ne convingă să mai stăm un an, poate pe Nevasile și pe alții i-a deranjat lucrul ăsta. Fiindcă noi dacă nu plecam, Dinamo în 92 avea stadion făcut. Nea Mircea a vrut să demoleze stadionul din 90. După Revoluție, mai rămânem un an de zile, duc stadionul spre tribuna oficială și desfințăm pista și facem și stadion. Nu prea le-a convenit la alții, crede și... Dar așa puternic era totuși anul? Era președintele clubului. Nea Mircea nu putea să semneze, el semnă.